Efective ale Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj au participat la o acțiune de plantare de puieți în cadrul programului Luna Plantării Arborilor, ediția 2015. Jandarmii sălăjeni au răspuns astfel prezent demersului autorităților locale de a proteja mediul și au participat la această acțiune în urma invitației venite din partea Direcției Silvice Sălaj, care și-a propus prin acțiuni de voluntariat să împădurească suprafețe de teren din Fondul Forestier Național. Jandarmii, împreună cu lucrători din cadrul Direcției Silvice, au plantat 2500 de puieți forestieri într-un șantier de împăduriri situat în Fondul Forestier, proprietate publică a statului, din raza localității Iaz, comuna Plopiș, județul Sălaj. Inspectoratul de Jandarmi județean Sălaj a participat constant la astfel de acțiuni sau campanii ce au avut ca scop protejarea naturii și refacerea ecosistemului, prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, combaterea braconajului sau acțiuni de ecologizare. Jandarmeriei îi revin prin legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea instituției atribuții în domeniul protecției mediului înconjurător, al florei și faunei, în responsabilitatea sa, aflându-se și zonele care au statut de arie naturală protejată de pe teritoriul României.